Dani Mocanu ar fi obligat-o să se prostitueze, iar pentru că i-a refuzat, celebrul artist ar fi trecut la răzbunare. Sunt acuzațiile extrem de grave pe care le face cea care i-ar fi fost iubită artistului timp de 2 ani și jumătate. Acum tânăra este disperată deoarece susține ea regele YouTube-ului ar teroriza-o și ar amenința-o cu moartea. Despre acest subiect voi discuta cu invitata mea, Adriana Bahmuțeanu. Bine ai venit, Adriana! Iar acum alături de noi o invit pe Bianca Niculai, tânăra care ar fi amenințată de regele YouTube-ului. Bună seara, bine ai venit! Te rog să iei loc, Bianca! Bună seara! Bună. Ce apariție ai? Ăsta e stilul, e și stilul care îi place lui Dani? Da, mulțumesc că nu cred că e un stil. Acest outfit. E foarte cool, da. Mulțumesc din suflet. Adică mă așteptam să te văd că vii, cum se vine, pe mulat, cu tocuri, cu, știi ce zic, cu bucle, cu... Da, am venit să discut despre un subiect destul de sensibil pentru mine și m-am axat doar pe chestia asta. Câți ani ați fost împreună? 2 ani jumate. Poți să te întreb câți ani ai? 18. Wow! În ce perioadă ai fost cu Dani? De la 15 ani jumate până acum un an. Mamă! Da. Fix la 15 ani? De când, Erai singura lui iubită? Permite-mi să te întreb. Sau erai cea oficială? Sau nici nu știu cum să mă exprim. La început am crezut asta, după aia mi-am dat seama. Mă, 15 ani? Ai fost fată mare când l-ai cunoscut? Nu. Nu. Dar ați avut o relație, ați locuit împreună sau cum se întâmpla? Nu, cum ați trăit povestea? Locuit împreună, dar plecam câteva zile la rând peste tot la evenimente și așa mai departe și la erai tu înțelegeam foarte bine. Erai doar iubita lui, adică îl însoțeai peste tot pe unde el avea de cântat. Da, la un moment dat am și dansat. Mai mergeam și cu el la evenimente. Și ce s-a întâmplat? Cum a decurs relația voastră în 2 ani și jumătate? Din partea mea, ok, gen, s-a comportat ok la început, după care a început să... De fapt, la sfârșitul relației, că așa s-a terminat, a început să îmi propun anumite chestii, că se apropia vârsta de 18 ani și n-am rămas destul de șocată. Și ce ți-a propus mai exact? Să mă duc să mă prostituez pentru el, să-i fac bani și... Unde? Chestii în diferite țări. Am refuzat, bineînțeles. Dar îți spunea așa sau doar îți dădea de înțeles? Nu, îmi spunea direct. Îmi spunea direct și credeam că glumește la început, dar după s-a făcut treaba destul de serioasă. Da, crezi că el mai făcea asta și cu alte fete? Să văd eu concret, nu. Se lăuda că făcea asta. Nu eram de acord, dar oarecum nu puteam să zic nu face asta, asta și asta, pentru că era destul de dominativ așa pe vorbă, nu puteam să zic nimic. Nu știu cum am acceptat chestiile astea. Da, timp de 2 ani și jumătate, ai vreo dovadă că ați avut o relație de adevăratele? Păi, în primul rând, e plin internetul de poze și am eu înregistrări foarte multe. Adică, bun, l-ai înregistrat în casă sau cum? Nu, am înregistrat când s-au stricat treburile, am început să înregistrez și eu, pentru că spunea niște chestii destul de dubioase, cum ar veni, că na, mă amenința, îmi promitea moartea și așa mai departe și m-am speriat puțin și singura chestie care puteam să o fac. Dar în perioada asta de 2 ani și jumătate, zici tu, v-ați afișat împreună, ați postat că sunteți un cuplu, da, nu? Da, da, am și filmat, mi se pare vreo 3-4 piese avem. A, aveți apărut, în care da. Tu dansai? Sau era iubita lui personajul? Nu are piese de asta cu dans, cu are pe gen filme, pe astea am jucat un rol, să zicem. De unde ești? Sunt ardeleancă. De unde? Bistrița. Și cum v-ați cunoscut? În Pitești. Trebuia să vin la București pentru un casting. Fix atunci am ajuns în țară, eu nu am stat în țară. Am stat în străinătate și l-am cunoscut în Pitești, da. Și te-ai îndrăgostit de el, așa? Ce ți-a plăcut? Nu m-am îndrăgostit de el. La început nu-mi plăcea de el, dar am mai ieșit. Am mai trecut pe la Pitești, că opream mereu pe la Pitești. Și era foarte drăguț cu mine, gen, chiar era drăguț. Și așa, încet, încet... Și zici tu că băiatul ăsta bun s-a transformat în altceva.
Da, dintr-o dată, gen cu o lună jumate înainte să zic gata, nu mai... Dar tu de unde, în ce țară ai mai locuit înainte? În Italia și în Spania. Până la cei 15 ani când ai venit aici? Da, 15 jumătate. Ok. Când s-a apropiat, s-a apropiat vârsta ta de 18 ani și tu ai spus că refuzi să faci așa ceva, ce s-a întâmplat? Da, tot era perfect, deci trebuia să-mi facă majoratul, am vorbit, să fie totul ok. Și când am văzut că e serios și gen mă stresa cu chestia asta, am zis nu mai, efectiv nu mai vreau să avem nicio legătură. Ai fost să dai vreo declarație la poliție vis-a-vis de dosarul da, acela? Da, am fost, chiar am fost și nu s-a făcut nimic. Păi hai să spun eu de ce nu s-a făcut nimic. Eu am vorbit mai devreme și cu Dani Mocanu. Okay. Și să știi că în ciuda imaginii de băiat rău Mirela pe care el o afișează pe internet, în mediul virtual și în mediul public, să știți că Dani Mocanu acasă la el e un băiat destul de cuminte. Adică are copii, are grijă de copii, de familie. Păi și atunci de ce a stat cu mine? El îmi spune cu totul altceva. Martori, deci am martori. Sunt convinsă că ai martori că ți-a propus să te prostituezi? Mai multe chestii. Chiar a venit o persoană cu mine, Denis Petcu, care este pe aici, în zonă, și mi-a zis că vine, dacă în caz de ceva, să spună ce a auzit și așa mai departe. Și m-a auzit într-un apel telefonic de 4 ore, în care Dani m-a implorat să ne vedem, s-a autoinvitat la mine acasă, să discutăm despre cum să... Nu merg eu la televizor, în ciuda faptului că el a ajuns prima dată, că eu nici nu m-am gândit vreodată să vin la televizor, că mă denigrez eu pe mine, în primul rând, că am stat cu el. Păi de ce te denigrezi dacă zici că l-ai iubit? Auzi, da, eu am altă părere, mă rog, și din câte mi-a spus și Dani, înțeleg că viața ta privată e de fapt o viață publică și că tu ești de multă vreme pe niște site-uri de escorte. Care mi le-a făcut el și am înregistrat și a postat și el pe pagină. Deci el mi-a făcut o grămadă de probleme. El spune că nu ți le-a făcut el. El spune asta, dar eu am dovezi, deci a postat el pe pagină, efectiv a postat el. Stai puțin, el ce, filmulețe pagina... cu voi doi? A, ăsta e alt subiect, gen, mi-a trimis mesaje, efectiv, o să pun clipulețul ăsta cu tine, știi, măcar dacă îl punea direct, aia e altă poveste și l-a pus și ăsta este motivul pentru care am venit în seara asta aici, pentru că situația nu mai e sub control, efectiv, pe internet nu am cum să controlez situația, gen, stai un pic, el te-a amenințat pe tine că pune filmulețe cu voi doi în impostaze intime? Mi-a trimis și clipulețul și mi-a specificat că ăsta o să-l pun. Dacă tu ce? Nu, dacă nimic, a zis că o să-l pună. Dacă vii la televizor? Mi-a sau? Spus că să vin la televizor și să spun că e regizat, dar nu e regizat nimic. El a postat poze cu mine și așa mai departe și pozele nu sunt regizate. În poze sunt dezbrăcată, nu e nimic regizat, sunt eu. Nu e nimic regizat, nu e nimic. Păi, înțeleg că... Este cu acceptul tău că aceste site-uri nu acceptă Mirela așa să vină cineva să înregistreze fete. Se duce fata cu pricina și se înregistrează. Chestia asta trebuie să-l întrebați pe el, eu nu știu. Nu. Dar tu n-ai cerut site-ul de escortă să te scoată de acolo? Că îmi spun și mie colegii că ești pe acel site de escortă. Am trimis mail-uri la Twitter, unde este clipulețul meu, nu-mi răspunde nimeni. Pe site-urile astea, efectiv, nu pot să fac nimic, deci nu știu ce să fac. Hai că la telefon îl avem chiar pe Dani. Bună seara, Dani. Dani Mocanu. Bună seara. Dani, o cunoști, auzi povestea și vreau să te întreb, cum răspunzi tu acestor acuzații? E adevărat că i-ai propus de nenumărate ori până ai adus-o la disperare să meargă în țări străine și să se prostitueze pentru tine? În primul rând, bună seara la toată lumea. Eu sunt în mașină, sunt pe drum, în drum spre un eveniment. Nu sunt la curent cu ceea ce s-a discutat până acum în emisiune, dar am înțeles că e vorba despre Bianca, una din fetele care a apărut la mine prin videoclipuri. O singură întrebare aș avea față de ea. În urmă cu un an și jumătate s-a prezentat la Acces Direct și Antena Stars cu același subiect. De ce după un an și jumătate revine cu același subiect și mă acuză de aceleași prostii pe care m-a acuzat și acum un an și jumătate? La noi, la Acces Direct, pentru prima oară acest subiect și ea. Da, înseamnă că la Antena Stars. Așa. Deci la Antena Stars, în urmă cu un an și jumătate, am fost cu același subiect. Iar eu, de un an și jumătate, n-am schimbat o vorbă cu această fetiță.
Și, rog, întrebare, și încă o întrebare, dacă îmi permite. Dacă într-adevăr ea a fost amenințată de mine sau ce fel de prostii ce se ține că am determinat-o eu sau că am rugat-o. Deci eu am dovezi la modul ăla, da, mă rog, înseamnă. Așa. Întrebarea mea este următoarea. De ce nu se duce la o secție de poliție și vine la televizor? Eu nu înțeleg. Dar înțeleg că ar fi dat declarația. Ai dat declarația, da, la poliție? Am dat declarație și nu s-a întâmplat nimic, dar după seara asta o să merg și o să dau altă declarație mai detaliată și te rog frumos să mă lași să vorbesc. Eu în seara asta n-am venit cu același subiect și în primul rând nu eu am venit, el s-a dus și a vorbit despre mine, eu am venit să răspund și să să-mi iau apărarea eu mie. Dar el unde a vorbit despre tine? Dacă îmi permiteți, vă rog, din suflet să vorbesc. Da, Dani, te ascultăm. Cuvinte, ok, dar eu nu am terminat. Nu o să pot să avem un dialog. Mult de tot să opriți pe fetiță să... Da, te ascultăm, Dani, te rog. Vreau să vorbesc cu ea, deja e prea mult că am intrat în direct în acest subiect. Vreau să mă adresez doar vouă, celor din platou. Cu ea n-am ce să vorbesc. Deci, de un an și jumătate n-am schimbat... Acum nu mai vreau să vorbesc. N-a avut nicio relație cu mine. M-am culcat de două ori cu ea și recunosc în fața îndrăgostitor pentru că nu am de ce să mă fere față de nimeni. Da? Nu am amenințat-o că postez vreun filmuleț cu mine și cu ea pentru că eu sunt tată de trei copii, am trei copii și n-am cum să apară în ipostate de genul acesta în viața vieților mele. Ar însemna să mă ameninț pe mine singur, așa... Și n-am cum să apar în aceste impostate, atât fiindcă eu am o familie, copii, familie, da, și așa mai departe. Da? Păi, Dani, stai puțin, că ea zice că are dovezi și că i-ai propus să se prostitueze în străinătate, da, okay, și să lucreze pentru tine. Întrebarea mea este alta. Dacă s-a dus la o secție de poliție și a depus deja o plângere, cine sunt eu în România? Sunt Al Capone, gen Al Capone, dar nu se întâmplă nimic cu mine, atâtea relații pot să am eu, să te ducă la o secție de poliție, să depun acolo o plângere detaliată, cum spune ea. Corect, dacă într-adevăr aceste lucruri sunt adevărate, atunci eu zic că se pot trage și concluzii. Și ea zice tot așa că până la urmă ați avut o relație de 2 ani și jumătate și că tu ai pus-o pe site-urile de escorte. Eu spun așa, a încercat prima dată prin vloguri, a făcut vloguri să fie cunoscută și ea. Eu înțeleg că fiecare vrea să mănânce și ea o pâine. Nu e adevărat. Cunoscută. Eu înțeleg foarte bine. Dar singura legătură pe care o poate avea cu mine această fetiță, eu nu știu, să o angajez, să o iau la mine acasă, să dea cu motora prin casă. Păi înțeleg că ai avut o relație cu ea, chiar și pasageră. Nu. Singura relație pe care am avut-o cu ea, de prietenie, a dansat la mine videoclipuri și la câteva evenimente. Stai un pic, Costi, ea spune că ați fost... Dani, ea spune că voi ați fost 2 ani jumătate împreună și avea 15 ani. Exclus. Deci problema este că eu nu mă mai scap de el acum. În viața mea n-am avut dovezi și vi l-am trimis. Nu știu cine le are. Dar tu crezi că ea se folosește de notorietatea ta ca să se facă și ea cunoscută? Păi, vă dați seama, eu orice melodie scot e pe primul loc în România. De cine altcineva să se leagă și ea decât de mine? Că a apărut în câteva chestii. Are prea multă încredere. Păi da, dar o relație cu ea, tu neci că ai avut? Păi dar nu am avut în viața mea o relație de 2 ani cu cineva. Vă dați seama, eu... Deci nu am avut... Dar acele filmulețe, cum au ajuns pe acel site de escorte? Care filmulețe? Alea deci, de intime, Dani, între tine și ea. Nu, eu efectiv am screen-ul cu conversația... Nu, pe site-urile de escorte sunt poze cu domnișoarea. Chiar spun ceva foarte important. Eu am o conversație în care el mă înjură și mă amenință de moarte. Bine, am mai multe conversații care le aveți, am înregistrat și poliție, absolut... Du-te la poliție! Te rog frumos să aștept să vorbesc și eu, pentru că eu am... Te-am lăsat să vorbești, da? Auzi, suntem și dracul sărbătorii. Clipulețul ăla l-a pus. L-a trimis lui Denis, pe care mă știu de când eram mică. Stai, stați un pic, că vorbiți amândoi odată. Un pic, vă rog. Și eu am venit să-i spun să mă lase în pace și să termine să mă denigreze. Dar el când te-a abordat pe tine ultima oară? Acum 3 săptămâni. De ce? Când și-a pus toți prietenii să mă sune să ne întâlnim. Și... Stai puțin, el vrea să se reîntâlnească cu tine, să reia relația? Da, a vrut și să semnăm contract, m-am refuzat, ce m-a sunat. Ce contract? Nu știu ce contract, să vin cu el la evenimente, să-mi pun nu știu ce cagulă pe față, adică am refuzat, bineînțeles, m-a sunat de 40 de ori a doua zi. Nu minți pentru că am dovezi. Dar ce contract să semnați? Pentru ce? V-am spus, să mergem la evenimente împreună. Adică tu să dansezi? Nu, să fac apariția cu el în lanț cum ar veni. Cum să fac adică eu așa ceva? Păi, dacă voiam, deci dacă voiam să îmi fac publicitate pe spatele lui, puteam să semnez contractul, pentru că
era o publicitate proastă, da. Deci tu spuneai că el se ruga de tine teoretic. Să fii tu femeia în lanțuri de la evenimentele lui. Doamna Mirela. Da, s-a rugat de mine și... Doamna Mirela. Da, te ascult. La modul cel mai serios. Și eu nu vreau să pun punct să ascultăm și pe chestia. Te ascult, te rog, Dani. Îmi pare rău pentru chestia asta. O singură întrebare, cea mai importantă întrebare din această emisiune, eu consider că ar fi următoarea. De ce, dacă ea nu vrea imagine, de ce vine într-o emisiune și nu apelează la poliție? Da. Bun. Du-te, frate, la poliție, că suntem umbracul sărbătorilor. La nimeni nu le convine să te asculte pe tine, o prostituată, să vii să te nigrezi. Dar de ce spui așa, te rog? Pentru că Dani, te rog foarte mult, hai să nu zic nici să nu vorbim așa. Mi-a zis că du-te în Las Vegas, că tu ești de Las Vegas. Lasă-mă, Dani, cu aburările astea, că degeaba am puii mei. Unde ți-a zis în Las Vegas să te duci? Încearcă să mă denigreze mereu. Gen, eu am dovezi, el nu are. Nu încerca să fii tu Superman, pentru că nu ești. Măi, draga mea, că nici nu ți-am reținut numele. Vreau să te întreb și eu un lucru, că ești o fată tânără, frumoasă, de-abia ai împlinit 18 ani. Spui că ai avut o relație cu Dani Mocanu acum vreo 2 ani și jumătate, da? Așa. 3 ani. Mă, fata mea, ce-ai găsit la el? Care omul 3 copii? Dar el arată ca Bin Laden? Dacă el e cu minte și așa mai departe, de ce s-a încurcat cu mine? Pentru că eram un copil naiv, dacă mă gândesc mai bine. Sigur m-a manipulat el înainte să-l manipuleze. Nu cumva ai vrut. Iartă-mă că te întreb, îmi permit acum să intru un pic. Am înțeles, dar îmi permit acum să intru un pic și în partea, să zic, privată a lucrurilor. Mă uit la tine. La 18 ani, tu ai deja niște operații estetice, vizibile. Ai tatuaje pe față. Pentru că ai tatuaje pe corp. Conformistă și dar de la ce vârstă ți-ai făcut o prima operație estetică? Mi se pare că și la nas, sprâncene, pomeți, buze. Pomeți nu am. Pomeți nu? Sprâncene, ochii, ridicați arcadele? Nu mă pricep că eu n-am nici atâta. Și e totul din make-up și probabil... Totul e doar din make-up? Da. Nasul nu e operat? Nasul e operat, da. Și buzele, mă rog, sunt așa. Poți să te întreb din ce trăiești, cu ce te ocupi? Păi am dansat, mă ajută taică-mea, mă ajută bunica-mea, fac bani din colaborări. Te ajută, mă, bunica ta? Câți ani are bunica ta? 64. Și ce lucrează ea? Este inginer zootehnist. Păi și un inginer zootehnist își permite să plătească operații estetice și ia, uite, Adidas de firmă. Le-am făcut nepoate. Eu din dans. Adidas și actai de apoi. Că sunt de firmă. 40 de milioane. 40 de milioane. E vreo șmecherie că nu mă prind. Adică e vreo șmecherie, da, e o șmecherie. Mult? Sunt trendy-flendy, da. Adică sunt niște sume mari. Geaca asta de pe tine cât costă? Că și asta e fiță. Nu știu, habar n-am. Auzi, dar Bianca, de ce o fată atât de tânără ca tine ar simți nevoia să-și facă îmbunătățirile astea facele când tu ești atât de tânără? Mi s-a mai spus chestia asta, eu sunt foarte bună la desen, make-up-ul mi-e foarte bine. Și tatuaje pe față? Da. De ce? Asta îmi place mie, asta, nu știu. Eu cred că tu ai, de fapt, o mare suferință interioară și cred că, de fapt, cauți un model în viață, un bărbat care să-ți fie model sau o familie. Noi nu mai putem vesti la machiaj și Adriana, din păcate, nu mai putem sub nicio formă să mai continuăm acest subiect. El, l-am auzit pe Dani ce a avut de spus, am înțeles că nu e nimic adevărat. Eu nu am terminat să spun o chestie. Știu, dar nu mai avem nici noi timp. Eu am hai că eventual continuăm mâine. Despre mine și am înțeles. Continuăm discuțiile și ne întoarcem imediat după publicitate.